Salut, eu sunt Gicu. Astăzi am să vă arăt pozele vândute în a doua săptămână a lunii noiembrie 2021 și de asemenea am să vă arăt ce poze am făcut în această săptămână. Video nu am făcut, dar am făcut mai multe poze. Poze s-au mai vândut, dar mai puține ca prima săptămână a lunii noiembrie și am vândut poze doar pe 3 agenții, dar e ok când se vând mai multe poze, când mai puțin, așa că să începem. Și pe primul loc se află Shutterstock, am vândut 8 poze și am făcut $3.36 cu 2 descărcări mai puțin ca prima săptămână, dar în fine, să începem să vedem ce poze s-au vândut. Și hai să vedem această poză. E o poză de top pe Shutterstock cu niște pere în copac, ați mai văzut această poză. În fine, hai să vedem următoarea poză. Violete africane cu frunzele în apă, pe fundal de lemn. Așa arată, super. Următoarea poză e un copac care l-a atacat dăunătorii. S-a vândut pe Shutterstock și e cu cerul albastru, încă am fotografiat în august. O poză proaspătă, în fine. Următoarea poză este smokin și s-au prins aici în păhăruțe și pe fundal de lemn. S-a mai vândut poza aceasta pe Shutterstock și pe alte agenții. Paulonia tomentosa, această poză am făcut-o vara, s-a vândut. O poză de pe telefon am făcut, mi se pare, nu? Da, așa arată că e de pe telefon. Și v-am pus un norocos încă pe aici. Iată cum arată, l-am fotografiat acum 2 ani în urmă cu aparatul foto, în casă l-am fotografiat. Iarăși violeta africană, focusat pe rădăcini, iată, dar nu e chiar bine focus, dar în fine. Acestea sunt pozele vândute pe Shutterstock. Alta agenție care a vândut poze în a doua săptămână e 123 Royalty Free și s-a vândut 4 fotografii, am făcut 86 de cenți. Nu am așteptat pe locul 2 să fie 1-2-3 royalty free, dar iată, aceste poze s-au vândut cu violete africane. Nu înțeleg, e sezonul lor sau ce s-au vândut atât de des? În prima zi s-a vândut poza aceasta cu 21 de cenți, după care în a doua zi s-au vândut aceste 3 poze, toate deodată, tot cu 21 de cenți fiecare. Așa că îmi pare bine, 4 fotografii cu 21 de cenți. Le iese 86 de cenți, așa că să vedem pozele. Aceasta ați văzut că s-a vândut și pe Shutterstock. Aceasta, deja atunci am făcut serie de poze. Cum am plantat, apoi cum am plantat în pământ aceste frunze de violete africane și cumpărătorul i-a trebuit, cred eu, aceste poze. Le-a cumpărat pe toate. Și iată, așa am fotografiat cu o frunză în afară, dar cu aceste două frunze în apă. Și deja cum au crescut puieții, am tot fotografiat și a fi trebuit cuiva aceste poze. Poate le voi găsi pe vreun articol ceva, vreun website, voi vedea. Pe locul numărul 3 se află Deposit Photo, s-a vândut în această săptămână două poze și am făcut 50 de cenți, 25 de cenți pe poză. Hai să vedem. O sticlă de plastic ca protecție a plantelor în timp de iarnă și după cum vedem condensatul, atunci am protejat niște plante de bambus și ce crezi? A rezistat bambusul, dar am fotografiat doar sticla și bambusul nu se vede aici, dar am scris la titlu sticlă de plastic ca protecție la plante și am mers. Următoarea poză, niște paste pe care le-am fotografiat și după cum vedem, nu prea-mi place cum a ieșit poza, dar în fine, s-a mai cumpărat odată, a doua oară s-a cumpărat, pe Shutterstock s-a cumpărat odată, acum pe Deposit Photos, cuiva trebuiesc aceste poze, zic. Acestea sunt pozele care s-au cumpărat. Adobe Stock, Dreamtime și Big Stock n-au vândut poze în săptămâna a doua a lunii noiembrie 2021, dar vom vedea săptămâna viitoare. Și am făcut în total pe această săptămână $4.72, mai puțin ca în prima săptămână a lui noiembrie cu $2 mai puțin. Dar nu-i nimic, poate săptămâna care vine voi face mai mult.
Acum am să vă arăt ce poze am făcut în a doua săptămână a lui noiembrie 2021. Am făcut undeva 30 de poze pe care am reușit deja să le editez. Hai să vă arăt fiecare poză cum am făcut și am fotografiat apă pe acest fundal sur, apă dulce, gazată și nu știu dacă se va cumpăra, dar în fine. Aici am fotografiat un colțun de lână pentru copii, am găsit prin casă, se tăvălea și am zis, poate să fotografiez, poate cuiva trebuiește. Pe fundal galben am fotografiat o frunză de fructul pasiunii îngălbenită, am fotografiat pe fundal de ăsta, sur. Și am șters fundalul sur și l-am lăsat izolat pe fundal alb. Iată această poză, super a ieșit. Și aici am o plantă pe care n-am afișat pe canal încă, se numește Hoya Clary, în formă de inimioară, pe care am fotografiat-o tot pe acel fundal sur. Și nu știu, poate se va cumpăra această poză vreodată în apropiere de ziua îndrăgostiților și deja această poză a fost acceptată pe Shutterstock și pe alte agenții. Această poză cu un spic de grâu, tot am fotografiat, focusat destul de bine, tot e în focus, pare bine. De asemenea, aici am lăsat spațiu pentru text, copy space, așa. Mai departe, această poză cu statuia unei pasăre pe care am încărcat-o deja pe Shutterstock și a fost refuzată din nu știu ce motiv, că noise. Care noise? Mă uit că hai să dăm 100% zoom să vedem poza destul de reușită. Focusul e bine, dar s-a legat de noise. Poate un pic, da, este noise, dar dacă zice Shutterstock că e noise, voi mai îndepărta un pic de noise și voi reîncărca din nou. Am mai făcut așa poză cu pătrunjel și îmi place focusul aici și îmi place frunzele acestea, vezi? Super a ieșit. Și rădăcinile de asemenea. De asemenea, am făcut poze cu bananier, scos din grădină, un puiete de bananier și am făcut serii de poze, dar voi încărca câte una, nu toate odată, că voi primi refuzări, că similar content, știi deja. Și iată așa îmi place cum am făcut această poză cu background-ul blurat, îmi pare foarte bine cum a reușit poza. Aici am câțiva cartofi dulce pe care i-am fotografiat pe fundal de lemn. I-am cumpărat pentru a crește ca plante decorative, încă o dată pentru un videoproiect pe canalul meu de plante, dar încercasem odată și plantele au început a crește cu dăunători, așa că m-am lăsat și n-am mai postat video, așa că am început din nou să creez proiectul de video, să fac filmări. Când voi reuși, voi posta video cu cartoful dulce, cum a crescut de la zero până a dat frunze. Așteptați video pe canalul meu de plante. De asemenea, am făcut serii de poze cu cartoful dulce. Și tot așa voi încărca câte o poză, nu toate odată, să nu primesc refuzări. Așa poză tot am făcut, în așa format, mai de aproape și fundalul e blurry și așa am făcut și așa și iarăși bananieri pe aici cu rădăcinile lor bine. Iată așa am făcut încă, așa la alcus am făcut încă și acest bananier era alt bananier, un puiete pe care tot am făcut serii de fotografii. Icră neagră aici am cumpărat și am fotografiat. Și în formă de stea am dat crop, așa vezi de aici am dat crop și iată cum a ieșit poza. Dintr-o poză a ieșit două poze și de asemenea așa poza am mai făcut. Iarăși bananierul cum l-am tăiat deja, un colac pe fundal sur, pere de dinți, una albastră și una roz pe care le-am cumpărat recent și am fotografiat cu copy space, spațiu pentru text. Și mai de aproape am fotografiat. Așa am fotografiat, dar nu știu dacă poza o va accepta pe Shutterstock, că pe aceasta încă nu am încărcat-o. O pielie de vopsit cu mânel galben și am lăsat spațiu pentru text. În fine, acestea sunt 30 de poze pe care le-am făcut în a doua săptămână a lunii noiembrie 2021.
Și în a treia săptămână a lunii noiembrie 2021 poate mă voi stărui să fac și vreun video. Deci, mulțumesc pentru vizionarea până la capăt. Sper că v-a plăcut pozele vândute și pozele pe care le-am făcut în această săptămână. Încărcați multe poze dacă doriți să se vândă și linkurile sunt în descriere. Dacă doriți să vă înregistrați pe site-ul de stoc. Eu vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc pentru vizionarea până la capăt, asta înseamnă mult pentru canalul meu. Abonați-vă, dacă doriți, abonați-vă și la canalul meu de plante. Activați clopoțelul să vă vină notificări când postez un video nou. Puneți like și abonați-vă la canal. O zi cât mai frumoasă, ne vedem data viitoare!